Ei, salutare tuturor, eu sunt Vali și bine v-am regăsit să jucăm Minecraft. Și nu uitați să apăsați pe butonul like pentru a vedea și o susținere așa. 1, 2, 3, 4. Și de aici. Aici trebuie să faceți ceva de genul. Deci, luați dirt pentru cei care nu au, pentru cei care au teren plat ca mine. Deci, 1, 2, 3, 4 și pe al 5-lea puneți. Deci, puneți 4 în felul acesta. Haideți să fie egal, da? Adică să vină ceva de genul să pați acolo unde vreți. Cam ceva de genul acesta să fie. Și după faceți așa. Puneți aici cu foarte mare grijă 3 bucăți, 1, 2, 3. Și în partea aceasta la fel. Ok. Aici putem să stufăm. Cam așa trebuie să arate. Ok. O luăm cu începutul foarte ușor. Quartz. Deci, gândiți-vă că acum este versiunea pentru Pocket Edition, adică pentru versiunea pentru telefon. Cred că videoul acesta o să-l facem în două părți. Ok, luăm bricks, luăm astea brick stairs și le punem aici, fix așa. După, venim cu câte un bloc aici și venim așa. Ok, deci cam ar trebui să vă arate așa. Acum, din partea aceasta, mergeți cu 5 blocuri. Deci, foarte mare atenție la cum numărați. 1, 2, 3, 4, 5. Știu că mă ziceam, se încurcă aici. Și de la 5 blocuri, mergeți în partea asta la fel. 1, 2, 3, 4, 5. Și după mergeți 12 blocuri așa. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Și în partea aceea la fel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, și după veniți așa și le uniți aici. Sper să fi numărat bine. Să nu fie ceva greșit. Ok. A făcut chestia asta. Acum, în colțuri, spargeți. A. Venim și aici. Și spargem frumos. Luați. Acum luați cobblestone. Și opa. Luați și acest glowstone. Puneți așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 blocuri în sus și pe al 7-lea puneți glowstone. Și așa faceți în fiecare colț. 3, 4, 4, 5, 6 și glowstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și glowstone. Ok. 6, glowstone. Pentru început, cam asta este casa. Hai să punem și pe aici, ca să nu fie overbuilt. Punem așa pentru început. Nu puneți decât pe aici, adică după o să o conturați voi, dacă vreți să o faceți ca un munte, pentru că asta ar fi trebuit să fie ceva gen o casă pe munte, dar ca să puteți să o faceți și fără munte, am făcut și chestia asta. Nu uitați, această casă deocamdată este pentru versiunea Pocket Edition. Ok, de aici. Mergeți în sus atâtea blocuri cât ați mers și aici. Și puneți așa. Și după uniți aici. Foarte simplu. Gata. Mergeți și în partea aceasta. Aici puneți iar. Ridicați o coloană de blocuri în sus. Și aici la fel. Pa. Și uniți așa. Pa, pa. Încă una. După mergeți așa. Uniți peste tot, în principal. Nu o să pun pauză pe niciunde, pentru că vreau să vă arăt tot. Chiar cu niște probleme tehnice, nu s-a întâmplat nimic, dar am rămas tot acolo. Two weeks just spinning. Try to walk you out, it's killing.
Puneți două blocuri în sus și după vă duceți cu patru lateral și puneți bless. Aici o să punem un alt fel. Deci pe spate o să punem un alt fel. Pe spate pur și simplu umpleți acest oval, să zic, dreptunghi, să zic așa. Cam atât. Așa și așa. Și pe aici. Și o să vă iese ceva de genul ăsta. E, aici mai puneți două blocuri în plus și vă duceți cu glesul. Nu știu de ce mi-a ieșit peretele ăsta mai lung decât trebuia. În partea asta faceți la fel ca acolo.
lăsați două blocuri, puneți două în sus, opa, și patru în lateral. Cel mai de preferabil acoperișul ar trebui să-l faceți cu dark oak, pentru că acesta este cel mai potrivit pentru acoperișul, mi se pare. Punem pauză și revenim când terminăm. Ok, am pus acoperișul, vedeți, și aici luați lână albă și puneți așa până la acest nivel. Așa trebuie să fie. Și când intrați aici, pac, cea mai mare încăpere din lume. Bun, păi eu zic să încheiem aici. Eu am fost Vali, nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru a vedea și o susținere și aprecierea voastră. Și noi o să revenim cu partea a doua, adică când o să facem și partea a doua a casei și când o să o decorăm. Eu v-am pupat, am încheiat aici, bye!